a venit Paștele. Deja știm din fiecare an ce s-a întâmplat în timpul acestei sărbători. De ce este atât de importantă pentru noi? De ce facem acea curățenie de Paște în casele noastre? Multe întrebări pot fi puse, dar una este foarte importantă. De ce a murit Hristos pentru noi? A pătimit mult, s-a umilit pe drumul spre Golgota, a fost crucificat și încumplită durerea cuielor ce au străpuns mâinile și picioarele și a dat Duhul în brațele Tatălui Ceresc, fiind încoronat cu niște spini de pe jos pe care au dat soldații ce-l batjocoreau. Hristos a înviat. Preasfințitul Petru Sescu ne-a provocat de Crăciun la un concert de Paște. Așa că iată-ne acum la un eveniment de milioane, de care sigur o să vă aduceți aminte și peste 50 de ani. Eu zic să-i primim în fața noastră pe aducătorii de lumină, iar pe fundal propun să fie cântecul aplauzelor dumneavoastră. Vă primim în scenă! Îi spunem bun venit preasfințitului Petru Sescu, episcopul auxiliar al diecezei noastre. Îl salutăm pe părintele Gabriel Bucur, parohul bisericii noastre minunate. De asemenea, îl salutăm pe părintele Anton Egner și pe părintele diacon Alexandru Robu. Dar nu în ultimul rând, vă spunem tuturor bun venit la memorarea morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Bineînțeles cântate, căci lasă ne pricepem, dar mai bine vă lăsăm pe dumneavoastră să ne spuneți asta. Audiție plăcută!
Yeah.
Pentru creștini, una din principalele simboluri este crucea. Cum de-a devenit atât de importantă pentru noi? De ce facem semnul Sfintei Cruci înainte de orice rugăciune, dimineața, seara, la masă sau când vedem o biserică? Sau când ceva ne înspăimântă, ori când suntem foarte fericiți și îi mulțumim Domnului? Semnul Sfintei Cruci este apelul nostru către Dumnezeu. O putem compara cu un telefon care sună către Domnul. Liturghia începe și se termină cu semnul Sfintei Cruci. La fel și rugăciunile personale către Dumnezeu. Când facem prima cruce, deschidem acest apel al nostru către Dumnezeu și așa putem să rem orice, iar ultima cruce închide acest apel. Dar oare a fost dintotdeauna cruce importantă pentru noi? Bineînțeles. Prin s-a dus la bun sfârșit mântuirea. Ea este o cheie spre Harul Divin, o cheie spre cer. Pe timpul lui Iisus era văzută ca o pedeapsă rușinoasă de care aveau parte cei mai mari nelegiuiți. Chiar odată cu Iisus au fost crucificați încă doi răufăcători, doi oameni, doi criminali adevărați. Crucea i-a adus mântuirea unuia dintre păcătoși, așa cum ne poate aduce și noi, atât timp cât îl urmăm Hristos și ne ducem crucea pe tot drumul vieții. Să nu ne lăsăm conduși de păcate, să nu fim demoralizați în clipele grele și niciodată să nu ne supărăm pe Dumnezeu, căci El știe ce putem duce fiecare, chiar dacă uneori ni se pare că suntem învinși de greutatea crucii. Dar asemenea lui Iisus, să ne ridicăm și să ne continuăm drumul și viața și așa ajungem la gloria cerească. Yeah.
Izvoare și ape, lăudați pe Domnul! Și coline, lăudați pe Domnul! Cântate, Domino, aleluia! Lumină și întuneric, binecuvântați pe Domnul! Sureți, Hristos, aleluia! Foc și căldură, lui lăudați pe Domnul! Sureți, Hristos, aleluia! Drept și credincioși, lăudați pe Domnul! Cântate, Domino, aleluia! Îngeri Cantate, Domino, aleluia!
A suferit Hristos. A suferit pentru noi. A suferit pentru a ne ridica din groapa păcatului. Dar noi ce oferim Lui? Cu siguranță acum, undeva în lume, este cineva care suferă pentru Hristos și este martirizat. Mulți au fost de-a lungul timpului. Poate că unii dintre noi am suferit în timpul postului când a trebuit să ne abținem de la anumite lucruri, mâncare sau altceva, dar acest chin al nostru nu se compară deloc cu cel pe care l-a avut Iisus pe muntele Calvar, urmat de moartea sa. El, ca și Dumnezeu, a acceptat să se nască pe pământ, în cel mai umil loc. A crescut umil și a murit umil. Un rege pe pământ este înconjurat de multe bogății, chiar și după moarte. Dar ce este mai importantă? Bogăția pământească sau bogăția cerească? O coroană făcută din diademe sau una făcută la repezeală dintr-o tufă plină de spini de la marginea drumului? Mulți ar alege un diamant, puțin aur, câteva haine de la firmele celebre de prin lume, în locul unui simplu Tatăl nostru sau a unei rugăciuni de mulțumire către Iisus. Este trist când ne gândim la cei oameni care preferă lenea locului Iisus. El nu a fost deloc leneș. Nu s-a dat înapoi de la planul Tatălui Său. Acesta este exemplul pe care trebuie să-l urmăm și noi. Sunt unii care au urmat acest exemplu și au suferit precum a făcut-o Mântuitorul. Martirii sunt oameni sfinți, oameni care acum au adevărata bogăție în ceruri, chiar dacă au avut sau nu una pe pământ. Hristos a murit din iubire pentru noi, neamănând nimic. Să-i oferim ca răsplată măcar un simplu mulțumesc pentru sacrificiul Său, iar dacă primim o misiune divină, să nu dăm înapoi, chiar dacă avem o avere pe pământ, căci averea din ceruri este una de neprețuit.
Cu siguranță, majoritatea am făcut acea curățenie de Paște în casele noastre. Dar acum vine adevărata întrebare. În inimile noastre, oare am făcut curat? Sufletele noastre oare strălucesc precum o fac geamurile de la bucătărie? Probabil că facem curat în casele noastre deoarece vin rudele în vizită sau pentru că așa s-au obișnuit din moși strămoși. În inimă vine prima dată Iisus, iar dacă vede la ușa inimii pânză de păcat, sigur nu va intra. În schimb, dacă vede inima și sufletul lustruit, va intra și altă bucurie nu există. Hristos a înviat. După moarte, a înviat Hristos. A curățat popoarele de păcat. Ne-a promis asta. Noi credem în Iisus Hristos, dar oare noi îl credem pe Iisus Hristos? Credem cu adevărat tot ceea ce a spus în Evanghelie? Credem că a înviat și că domnește acum în ceruri? El a înviat pentru a ne demonstra faptul că există viață după moarte. Existența noastră nu se limitează doar la lumea aceasta. Moartea este doar o graniță care are pe partea cealaltă o viață mai bună, fără mizeria păcatului. Asta doar dacă alegem să credem în cuvintele lui Iisus, iar inima noastră să fie o locuință pentru Domnul, o locuință curată, fără acea pânză de păcate.
Inima lui Iisus a bătut în ritm de mântuire pentru inimile noastre pe care El le-a acordat, astfel încât acum sună cântecul sfințeniei în ele. Iisus, Salvatorul omenirii, să intre în sufletele dumneavoastră și să vă aprindă în ele lumina dumnezeiască, lumina care a fost împărțită în mod fizic în seara de înviere, dar care a rămas aprinsă mereu în sufletele noastre. Vă mulțumim pentru miliardele de aplauze, pentru răbdare și pentru zâmbete. Vă mulțumim că ne sunteți alături și că ne susțineți. Îi mulțumim dirijorului Andrei Balint pentru munca depusă. Îi mulțumim pentru că a avut grijă să ne iasă la perfecțiune fiecare notă muzicală. De asemenea, îi mulțumim părintelui paroh Gabriel Bucur că ne-a susținut și ne-a îndrumat întotdeauna. Pentru transmiterea în direct și pentru asistența tehnică, mulțumim echipei Ercis Media și Ercis FM, domnilor Eduard Lucaci, Silviu Jitaru și Andrei Oancea, și le urăm mult succes în tot ceea ce vor face și de acum înainte. Nu în ultimul rând, îi mulțumim Domnului pentru toate harurile ce ni le-a dăruit și cu ajutorul Lui vom fi activi în fiecare duminică de la ora 17 și la viitoarele concerte. Hristos a înviat!
Ar fi în plus orice cuvânt, nu vă mai așezați că voi fi scurt. Vreau doar să-i mulțumesc de data aceasta lui Cezar, nu? Pentru că a rostit cuvinte atât de frumoase și de această dată introducând cântecele. Și aș dori să repet mulțumirea vouă, dragi tineri, pentru că iată ați fost fantastici din nou. Și aș dori să mai mulțumesc doamnei Simona Baisimoda pentru aceste robe pe care tinerii le-au purtat astăzi și pe care ne le-a sponsorizat. Îi spuneam la început în sacristie preasfințitului să aibă grijă ce provocare mai lansează, că păstrând proporțiile ca la începutul creației, nu? Preasfințitul a zis și noi am împlinit. Vă mulțumim din suflet tuturor, mulțumim preasfințite, vă mulțumim din suflet. Eu trebuie să vă mulțumesc într-un mod cu totul special că nu mi-am închipuit că sunteți atât de receptivi. Eu am spus-o așa, dar văd că ați făcut-o foarte serioasă și bine ați făcut. Dar vă mulțumesc din suflet pentru că, într-adevăr, în numele tuturor, ne-ați făcut să fim înălțați sufletește și să trăim cu adevărat bucuria pascală. Fiecare în parte ați devenit un martor al învierii. Dacă știam că Cezar va vorbi așa frumos, cred că eram mai scurt la predică sau spuneam predica va fi după Sfânta Liturghie. Fericitări! Nu mai spun de Andrei, când a venit aici în față, coriștii erau un pic mai emoționați, când a venit dat încredere, curaj și s-a manifestat extraordinar. Auzim unii pesimiști astăzi care spun, tinerii de astăzi, calculatoare, telefoane, n-au timp. Iată, eu spun același lucru, dar cu alt accent. Tinerii de astăzi, ce frumos! Tinerii de astăzi sunt capabili de lucruri mari și ați dovedit-o în seara aceasta cu vârf și înlesat. De fapt, sunteți martorii învierii pentru că, exact ca și Iisus Hristos, ați renunțat la timpul vostru. Eu sunt sigur că sunt multe, multe ore în spatele acestor cântece extraordinare. De ce? Pentru ca să faceți fericiți pe alții, nu numai de aici din biserică, ci și cei care cred că au fost alături de noi, și care vor fi, pentru că sunt sigur că acest concert va fi transmis și de Angelus TV și vor fi mulți de peste hotare și din țară care vor fi înălțați sufletește. Dumnezeu să vă răsplătească, să știți că niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Noi oferim ceea ce putem noi, dar Dumnezeu are mâinile mari și îl rog să vă cobleșească însutit cu belșugul harurilor sale și din inimă mai departe sărbători binecuvântate. Hristos a înviat! Thank you.
Dacă v-a oprit părintele, chiar uitați-mi ceva. Vă stă așa de bine cu verde și alb și sunt culori de speranțe, sunt extraordinare. Dar mă gândeam cum va sta în alb și bleu, care sunt culorile Maicii Domnului. Este doamna care știe să croiască, eu mă angajez să dau materialul. Dacă, odată, anul acesta sau anul viitor, când vreți, un concert la Maica Domnului merită, pentru că Iisus la Crăciun, Iisus la Paști, la Maica Domnului. Nu până la sesiune, nu până la sesiune, că aveți de învățat, vacanța de vară e vacanță de vară, dar în octombrie luna Maicii Domnului, cine știe? Eu calculam cam provocarea asta și mă gândeam decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, deci aprilie, mai, iunie, iulie, august, august când e adormit Maicii Domnului. La 4 luni un concert, nu? Dar suntem în vacanță atunci și vă rog, preoții, haideți la o fotografie. Mulțumim frumos tuturor. Mulțumim.